Au fost îndemnați amâne protestul planificat din timp, pe motiv că mâine la Chișinău va sosi o delegație europeană. Vicepreședintele Partidului Șor, Marina Tauber, susține că un demers în acest sens ar fi fost făcut către organizatori în dimineața zilei de astăzi. Tauber susține că organizatorii nu intenționează să renunțe la acțiunea de protest preconizată pentru mâine, deoarece, potrivit ei, nevoile oamenilor sunt mai presus. Noi am fost invitați de primărie ca să discutăm detaliile pe mâine doar astăzi, dimineața, la 8:30, după care, precum cunoașteți, a ajuns aici reprezentantul nostru și a rugat ca această ședință să fie amânată pentru orele 4. Din păcate, noi nu am ajuns la un anumitor comun, deși noi am încercat să facem acest lucru. Stimați cetățeni, declarația noastră prealabilă a fost depusă din timp, conform legii. Noi am informat toate structurile necesare despre evenimentul care urmează să aibă loc mâine, despre mitingul Paștelui. În el, conform declarației noastre, este planificat să participe în jur de 50.000 de cetățeni, probabil și mai mult. Tauber susține că la protest vor fi prezenți circa 50.000 de cetățeni, ceea ce face ca evenimentul să nu poată fi amânat. Apropo, nicăieri nu este scris sau spus că vine delegația europeană. Noi am aflat din Grecia, eu de ce spun europeană, pentru că noi oficial așa și nu cunoaștem acest lucru. Noi am auzit, din spusele cuiva, dar pe site-ul președinției, de exemplu, nu este nicio informație că mâine vine președintele Greciei. Este imposibil de amânat sau de schimbat ceva în planurile noastre pentru ziua de mâine, pentru că vorbind de delegație sunt 50-100 de persoane, dar noi așteptăm peste 50.000 de cetățeni. Problemele lor sunt prioritare și trebuie să fie prioritare pentru primărie, pentru guvern, pentru parlament și pentru președinție. Solicitarea către autorități rămâne aceeași, achitarea integrală a facturilor pentru lunile de iarnă. Ne întâlnim cu toții la 12:00 la Academie de Științe. Vă invităm la 11:30, la 11:45, pentru că la 12 noi planificăm să ne pornim într-o coloană mare. O să mergem pe bulevardul Ștefan cel Mare. O să ajungem, așa cum am planificat, la 12:30, la primărie. Și pe urmă, toți împreună, o să mergem la guvern. Să solicităm ca ei să ne răspundă în termenul stabilit în rezoluția noastră de 7 zile, la îndemnul și la întrebarea ca să fie achitate facturi. Reprezentanții Mișcării pentru Popor au menționat că în raioanele țării continuă colectarea semnăturilor pentru a cere guvernului să achite integral facturile populației. Marina Tauber a anunțat că peste 400.000 de persoane au susținut deja inițiativa. Amintim că duminică 19 februarie în centrul Chișinăului a avut loc un protest de amploare. Potrivit Mișcării pentru Popor, la manifestații au participat în jur de 40.000 de persoane. Poliția a declarat că au fost aproximativ 3.600 de participanți. La finalul protestului a fost adoptată o rezoluție prin care s-a cerut autorităților să răspundă în termen de 7 zile la solicitarea protestatarilor de a achita integral facturile la gaz, lumină și căldură.